Tradiția spălării picioarelor este legată de sărbătoarea Sfintei Treimi sau Rusaliile, dar și de sărbătoarea moșilor de vară. Modelul acestui obicei străvechi îl găsim în Vechiul Testament la Avram, care a primit în casă trei oaspeți cărora le-a spălat picioarele și apoi i-a așezat la masă. Potrivit tradiției populare, femeile de pe Valea Teleormanului spală pe picioare pe oricine le trece pragul casei. Cei mai bucuroși de această sărbătoare sunt copiii care se murdăresc intenționat pentru a fi spălați. Femeile nu se supără, pentru că gestul este executat spre smerenia gazdelor și spre iertarea păcatelor morților. A cui e smătălic? Ha? Nu vorbești? A lui Barbie. Da? Bravo! Oh, mă, nu, câtă fata de mare. Hai, mă, mică, de supă la lant. Stai așa că nu te bagă în ligă. Că murdărim a... Și cu ce mai te spăl eu dacă, dacă bagi tu aici așa? Eu te spăl, mamă, nu că te las nespălat, dar te înămoriți prea rău. Ia uite pământul pe aici. Așa mă zic. Hai, pune-l aici să-l. Da, mai am spălat o picioare. De ce? Nu vedeți. Așa e tradiția. Și tu te-ai murdărit? Da. Cum? În fiecare an mă duc, mă bag prin nămoale, prin noroaie și... Să aibă ce spăla. Să aibă ce spăla bunica. Mama, bunica... Picioare, apoi dă cu săpun și după aceea mi-l face și pe al doilea și după aceea mă pun la masă și mă nepusar. Eu nu m-am spălat niciodată pe picioare. Ăsta este primul an în care m-am spălat pe picioare. Eu? Mami m-a spălat în fiecare an pe picioare, dar nu mi-a pus săpun, dar m-am curățat pe picioare. Pentru ca ritualul să fie complet, la finalul ceremoniei, toți participanții se așează la o masă comună, unde fiecare mănâncă din strachina primită ca pomană, păsat fiert în lapte. Mestiți ca mine, până la punte, așa. Așa. Așa, mama, așa. La fel ca Nențo Lisandru, când îl pui face... Bă, să lipesc, e păsatul! Nu cum am treaba voastră. N-am mâncat nimic, că ne-i pune de mai putem abia șelta. Să nu vă ardă. Eu cum am nimerit iar cu ăștia mici? Cum? Doamne, ce dulce și ce bun e. Se spală pe picioare ca să fie de smerenia gazdelor, adică asta simbolizează. După ce intră călușarii ca să alunge spiritele rele. Și apoi toată familia se așează la masă, se începe cu cel mai mic dintre bărbați, cel mai tânăr, se termină cu cel mai bătrân, căruia se dă și lâna de pomană după ce... se termină. Frunzele de nuc se aruncă pe apă curgătoare și când se așează toată familia la masă, e un semn de împăcare și la final se ridică toată lumea și zice să ne ierte moșii. Înainte de a muri, oficianta cultului lasă moștenire obiceiul altei femei vârstnice din neam, dar, din păcate, obiceiul este tot mai puțin practicat.